Doamne și domnule, bine v-am M-a întrebat un domn seară pe Facebook dacă am ceva cu preoțimea în general, ortodoxă în special. Un singur om a întrebat și am zis, bă, răspunsul este obligatoriu pentru că omul chiar era de bună credință. Să vă spun. Nimeni n are nimic cu nicio credință, cel puțin aici, în capul meu. Sau cei din Platoul ăsta. Nimeni nu are nimic cu nicio religie. Însă, atunci când plătești niște impozite, parcă vrei ca lucrurile să funcționeze normal. Și atunci când plătești niște impozite, și la bugetul central, și la bugetul local, parcă ai vrea să fie întrebat dacă din bugetul local și din bugetul central să meargă bani pentru tot felul de lucruri, clădiri, mașini pe care unii din vârful popimii, indiferent de care popime, le cer. De ce apare mai mult șefimea ortodoxă? În emisiunile astea sau în știrile de televiziune, de exemplu, în general. Pentru că atunci când ești super majoritar, ești în centrul atenției publice. Exact ăsta e și motivul pentru care se vorbește de partidele mari și nu de partidul măcăleandrilor din centrul orașului. Partidele mici. Atunci când vrei ca să funcționeze lucrurile, parcă vrei măsură. Ata tot. Nu se poate să-mi spui mereu că tu vrei Catedrala Mântuirii Neamului și că trebuie să dăm bani. Și dăm, și dăm, și dăm. Și eu văd la știri că încă o mega limuzină de 60.000 de euro a fost cumpărată pentru nu știu care fericit. Încă nu știu ce auricale, încă nu știu ce centre pe nu știu unde cu spauri, cu locuri de cazare cu un lux orbitor. Adică nu se poate să-mi cer mie să cotizez mereu ca tu să te simți bine. Vreau și eu să mă simt bine. Și eu sunt convins că mai bine ne simțim noi, ăștia care vorbim românește, la o mănăstire din nordul Moldovei, din Bucovina, din Maramureș, decât cu ochii beliți după merțanul, nu știu cărui, fericit, din biserică. Ăsta este motivul. Pentru care astfel de oameni apar în emisiune. Acum, sigur că întreb și eu: când dau exemple de preoți, cu măsură, de preoți foarte faini din ceea ce fac ei pentru comunitate, de ce nu există aceleași reacții? Adică, mi-ar mi -ar plăcea, deși știu că toate regulile jurnalistice mă contrazic, ca și știrile de bine, să se bucure cu de aceeași audiență, ca și știrile de rău, cum ar veni, puneți voi ghilimele. Și începe misiunea cu două știri despre preoți. Prima știre pe Facebook, am văzut-o, e o știre extrem de importantă, pentru că e vorba despre comunitate. Aici este un centru eparhial, 50 de oameni cu copii, cu bătrâni, cu femei, cu bărbați, primesc în fiecare zi o masă caldă. Da? Și dau cartonul, preotul Danu Florin. Începând din 11 ianuarie, vom pregăti în fiecare zi o masă caldă pentru copiii și bătrâni din parohia noastră. Vom pregăti cel puțin 50 de porții. Puteți fi alături de noi cu alimente, carne, sucuri, produse de curățenie. Vom avea centre de colectare în București. Pentru alte detalii, 0765 320 643. Mulțumim! Pentru mine, omul ăsta salvează fața popinii. Pentru mine, cel puțin. Nu v-am spus de unde este preotul Danu Florin, pentru că nu mă interesează să localizez. Absolut deloc. Și în momentul în care mulțim de preoți din țara asta vor face același lucru, că sunt ortodoși, că sunt catolici, că sunt greco că reformați, că mai știu eu ce, unitarieni sau calviniști, o să vezi că lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă nu numai că vezi că nu-i mai merțanul verde, că-i roșu, sau că nu-i că-i roșu, că albastru, sau că nu-i mai merțan că-i mai știu eu ce mașină, ci lucrurile se schimbă aici. Că începe încet, încet să spese de ăla la alt. Că parcă nu-ți mai vine să ridici degetul mijlociu la semafor, parcă nu-i mai vine să-i tragi un amficat ăluia care se bagă în fața ta la benzinărie, că-i grăbit, că-i moare sau sau ce se întâmplă. Înțelegi? Vă arăt și celălalt exemplu. Asta a fost știrea de bine. Da. Celălalt exemplu. dă mare. Aici ai e un car, o căruță, e o căruță trasă de doi ghiboi, boi. Că nu poți să le spui cai dacă boi. În centrul unui mare oraș, aparține de Arhiepiscopia Tomisului, și de bobotează s au apucat tată, un preot de acolo, în excesul lui de zel, să dea cu aghiazmă pe mașinile care treceau prin ploaie. Bă, bă băieți, Asta este Evo Mediu. În față vedeți girofarul de la poliția locală. Și atunci eu te întreb. Bă, nu cumva faci tu rău ortodoxiei că faci chestii de genul ăsta și râde lumea de tine sau e jenată pur și simplu de penibilul situației. Și atenție, este o acțiune oficială pentru că nu mai dau pe, pe ecran Există reacție de la Arhiepiscopia Tomisului, care spune, domne, dar oamenii nu vezi că se bucură că încetinesc cu mașina. Încetinesc să fac poze, să facă poze, domnul purtător de cuvânt. Încetinesc pentru că trebuie să conducă cu o singură mână că își fac cruce, dar nu își fac cruce pentru că te-au văzut și ți-au văzut harul, ți-au simțit harul bisericesc. Ci și își fac cruce că ne a băgat direct în evul mediu, tată. În Rusia se mai întâmplă chestii de genul ăsta. V-am arătat la un moment dat, era nebunia aia, un pop ortodox în Rusia care călărea un... Bă, la gras, gras, gras și călărea unul de 50 de chile, că așa îi se pare lui că poate să arate mulțimii cum intra Isus călare pe măgar în Ierusalim. Da. Bă, ăștia... Astea nu le-am inventat eu. Eu nu am desenat sau am pus un prieten să îmbrace sutana și niște prieteni să treacă cu mașina și să am promutat de la poliția locală nu știu ce mașină și doi ghiboli la vecinul. Nu, tată. Astea le faceți voi. Ăia care sunteți prea plini. Dați pe afară ca bicarbonatul. Ăia care confundați credința cu ideologia. Așa că Cine are ceva cu credința ortodoxă. Nu cumva exact câțiva popi ortodoxi. Cine are ceva cu credința catolică, nu cumva câțiva popi catolici. Cineva cu credința nu știu care, nu cumva popii care multiplică, multiplică acea credință. Bă, nu poți să împarți credința ca pe o... Așa cum împărța becalii, n-am bani, bani. Cum împărțea becalii banii la colindători. Nu poți să mergi la biserică, tată, ca la supermarket. Nu poți să te transformi tu, preot, într-un vânzător și într-un într șmecheraj de la care țipă cu banii. Asta trebuie să priceapă, tovarășii. Nu se poate halul ăsta. Asta nu e mai țară, bă, asta e conjunctură. Nu? Eu refuz să fiu trimis în evul mediu, pentru că mă simt în 2016, în secolul 21, tată. Vreau atâta, nu risipirea credinței, ci decență, tată. atât ca decență. atât ca decență. Și mai vreau niște lucruri foarte simple. În loc să faci acoperișuri de aur, cum e biserica aia de la Gimba sau de nu știu unde, păi banii ai aduce, răzălește aurul de acolo, vinde la consignație și poate salvezi viața unui copil. I-am văzut ieri, la Măruță, pe soții Vlașin. Din. Uite, asta e A, din Rusia. Ăla săracu are 50 de kg, ăsta la 120, dar tot ăsta e măgarul care stă jos și preotul de acolo nu e așa, îi bulversat de, de, imaginațiile lui bolnave. Atenție, din Rusia. Așa și arată el marea credință. Bă, cred că și Dumnezeu își face cruce când îl vede pe ruznacul ăsta făcându-i praf. Tablelul Moise, de exemplu. Nu? Și zicea că l-am văzut la măruță pe... i-am văzut pe soții Vlașină. V-am arătat la televizor acum vreo câteva luni. Oamenii și-au pierdut unii cu copil, da? În vârstă de câțiva ani. Sonega cu mâncare. Și-au zis, dincolo de răzbunare, nu ne interesează Hai să facem ceva pentru el alții. Păi, tată, răzălește frumos uh, aurul de pe acoperișul bisericilor, că sunt aurite o grămadă, și du-i la consignație, du la consignație aurul ăla și sună-l pe Vasile, pe Vlașin. Domnul, vreau să donez și eu cât îți mai trebuie. Ai să spun acum 900 de milioane de lei vechi, îți mai trebuie încă vreo 700 de milioane de lei vechi ca să iei aparatul ăla care poate salva viața copiilor bă băimăreni. În momentul în care super patriarhul sau ce la super fericitul, mega fericitul, ultra fericitul, dă un SMS și zice chestia asta, domnul, nu no, te-am văzut la emisiune, chelule, așa fac, atunci o să zic jos pălăria. Și atunci o să zic nu mega patriarh, ci părinte. Până atunci... Ești o funcție de acum, secretarii de stat al lui Dumnezeu. Uite, tată, Gimbav. 500 de mii de euro aur adus din Ucraina și pusă, pus aurul ăsta pe biserica din Gimbav. Bă, trebuie să ai fie o măsură în toate. Măsură, atâta tot. Măsura dă decență. Restul îți povești. Îți programe de guvernare. Nici dracu nu le a De-aia prefer să vorbesc despre oamenii simpli și cu oamenii simpli. Și o să-ți arăt ce fac oamenii simpli în sălajul pur și simplu .ro a apărut tot anul trecut și încă o jumătate din 2013, din 2014 am povestit despre casa lui Maniu. Omul ăla care a făcut unirea și care a fost băgat în pușcărie și mort, dat cu capul de treptele pușcăriei. Într-un singur an, oamenii simpli au făcut pentru casa lui Iuliu Maniu când n-au făcut autoritățile statului în zeci de ani. Bă, tată, când vezi astfel de chestiuni, îți pui întrebări. De oamenii simpli se vede, Lu, că avem nevoie. Dacă nu fac nimic autoritățile statului în zeci de ani, întrebarea logică vine așa, la ce mama dracului mai am nevoie de aceste autorități ale statului? Pentru că aici e o șmecherie cu Casa Lumaniu. A venit Consiliul Județean și a zis, bă, dăm Casa Lumaniu Fundației, dar terenul nu. Păi, dom'le, dacă nu-mi dai terenul, care a fost Săta Lumaniu, îmi dai numai așa jumătăți de măsuri, eu nu pot lua niciun fond european, niciun fond guvernament, nimic nu pot lua, ca să repar casa asta a unei care ți-o făcut România Mare, până la urmă. Domnule, nu se poate. În 1 decembrie, tăți țapinarii ăștia ideologici ies cu sufletul cu dita mai drapelău și ți-l arată, uite bă, patriotismul mâncat sa sufletul. Da? Și peste tot e așa. În Cluj, tată, orașul de 5 stele, orașul cel mai prietenos cu străinii, considerat cu cel mai mare potențial de dezvoltare. Uite aici, tată, poză. Una, două. Nici nu le poți număra atâtea steaguri tricolore sunt. Bă, tricolorul ăsta ar trebui să îmi dea o anumită efervescență identitară, să mă simt nu neapărat mândru că român, că nu zeu ponta. Dar așa o chestie, să simți așa un fior, să se să tremure așa pentru o secundă carnea pe tine. Dăm citatul lui Andy Deisler, colegul colegului Andy Deisler. Câte drapele puteți număra în această poză? Istoria recentă m-a învățat să caut cele mai mari și mai multe drapele în cele mai slab dezvoltate comunități. Un fel de, dacă punem un steag imens, nu se mai uită lumea că circulă prin noroi. Totodată nu cred că patriotismul unui oraș se numără în standarde. Tocmai de aceea propun autorităților și conducătorilor de instituții publice să-și armonizeze pentru iarna viitoare numărul de arborări, tocmai pentru a nu cădea în absurd și poate a face niște economii la buget. Tată, există, bă, tată, o măsură o decență. Nu înseamnă că dacă vine unul care simte așa, se simte bulversat, că el acum a auzit că o murit Mihai Viteazu. Bă, în locul steagurilor ăstora, eu preferam încă 100 de mese calde pentru ea nevoiaș. Și îți garantez că ăia nevoiaș, când vedeau un steag, simțeau de 100 de ori mai mult decât simt când văd suta asta de steaguri inutile până la urmă. Pentru că steagul știi când îl pui, bă, steagul îl pui când vrei să arăți ceva. Mie ce mi-arăți? Trafic. Mie mi-arăți ce? Că țara asta e ultima la politici de sănătate, politici de educație, politici agricole, politici de care vrei tu. Steagul ți-l pui când, ca atunci când faci curățenie în casă, tată. Vine soacra mea la mine, vine mama, vin musafirii de revelion, Vine nu știu care, nevastă, hai să cătăm pe una în sal, să facem curățenie împreună, să te ajute. Atunci pui steagul. Nu așa numai atâtă zua pui steagul, că e, atunci, e ca un fel de prezervativ. Îl bagi în derizoriu. Sună urât? Da, sună urât. Înainte de a mă sudui, gândește că poate din steagurile astea se cumpăra suta aia de porții pentru ea nevoiași. Și atunci aia erau și ei cu bulta plină și ziceau mă, măcar la prânz. Am mâncat o masă caldă. să vă arăt. Să vă arăt. Despre steaguri. Economica.net. V-am vorbit ieri despre proiectul ăla că 1924. În 1912 a fost prima idee. În 1924 s-a pus la masă. Au trecut 12 ani. Proiectul canalului Sire Bărăgan estimat la 6 miliarde de euro este blocat de schimbarea guvernului. Nu 6 miliarde, sunt undeva la 2,7. Dar mă rog. S-au schimbat căruța, gata cu proiectele, iar rămâne Moldova în foame. Economica și cităm potrivit lui Alexandru Năstase, șeful departamentului pentru investiții străine și parteneriat public-privat, din cadrul discuțiilor, în cadrul discuțiilor cu fostul ministru al mediului Grațiela Gavrilescu, ministerul de resort ar fi putut finanța un studiu de fezabilitate. După căderea guvernului Ponta, departamentul ăla n-a mai reluat discuțiile cu ministerul mediului pe această temă, însă a anunțat Secretariatul General al Guvernului și Departamentul pentru Relația cu Parlamentul că nu mai susține proiectul de lege prin înființarea regiei autonome administrația Sire Brăgan, proiect inițiat pe vremea lui Danșova. Astfel, la ora actuală, nu se știe dacă vreun minister ar putea finanța studiul de fezabilitate și un studiu de fundamentare a finanțării proiectului necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Bă. Proiectul ăsta scoate jumătate de Moldovă din foame proiectul ăsta îți șterge rușinea, nu imediat, dar ți-o șterge, de a avea în România cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană, care este Moldova. Asta, de din de prut. Și voi ziceți, domnule, să schimba guvernul la revedere. Da? Tu când îți schimbi nevasta, ți-ai făcut vasectomie? Ți l-ai Nu, așa, scurt. Nu mai, nu mai, nu mai facem. Nu mai facem pentru că e birocrație. Ăsta este un act pentru care eu aș face o lege nouă, tată. Eu aș face o lege nouă, sună urât că dau reper China, aia comunistă, cu zgârie nori, dar gestiunea frauduloasă, aș pedepsi o închisoare de la 25 de ani în sus. Și exact ca în China, înainte de a pune ministrii în funcție, i-aș plimba pe la Gerla, pe la Jilava, pe la Rahova, pe la toate acum nu mai pot să le zic pușcării, că sunt filiale de unelea scritorilor, pe la toate pușcăriile, să le arăt, uite astea sunt condițiile în care vei sta, dacă bagi mâna, sau dacă nu-ți faci treaba, tată, pentru că, bă, din 1924... Câți ani este de atunci? 90 de ani, câți sunt? 92 de ani, habar n la matematică am fost loază. Deci de aproape 100 de ani, tată, se câcâie statul român să scoată o regiune pe care a mințit-o mereu. O regiune care o primit ca nimeni alta în istoria modernă a omenirii, șuturi în care e Moldova, se chinuie statul român, se chinuie, se câcâie să o scoată din foame. Bă, bă, aveți o problemă fundamentală. Vă plângeți, vai că e secetă, vai că spre multe ploi, vai că agricultura, vai că nu știu ce. 300 de mii de hectare, la prima strigare, la prima estimare, pot fi irigate numai din canalul ăsta. Transport fluvial, turism, afaceri pe malul canalului, bursă de produse agricole, tata-i putea face în câțiva ani paradis din partea aia în care acum dacă mergi în vacanță, îți ții nasul. Îți ții nasul pentru că tu vrei să mergi în vacanță și găsești numai oameni săraci. Nu-i vina lor. E vina ăstora de acolo, din tot felul de guverne. Din 924 până acum. Și după aceea te plângi. Vai că știți România care poate uh, hrăni 80 de milioane de locuitori și uite cum importăm noi mâncarea. O importăm pentru că suntem proști, mă. Nu suntem proști că suntem proști. Suntem proști că votăm prost. Suntem proști pentru că nu vedem decât evantaiul ăsta de partide. Na, au fost ăla, acum vine ăsta la altă, acum atât pe altă îl votăm că ne răzbunăm pe ăla altă. Da? Puteai să faci o chestie senzațională, tată. Îți dau de pe capital.ro, care citează TVR1. Cum ar fi putut evita în România vânzarea terenurilor către străini? Și aici vine, la TVR1, a venit ministrul agriculturii Irimescu. Fiind partea Uniunii, nu puteam refuza vânzarea terenurilor către cetățenii europeni, însă puteam fi mai atenți cu condițiile. În proiectul inițial din 2013 erau prevăzute niște condiții limitative prin care se urmărea ca cei care cumpărau teren să-l folosească în scop agricol, altfel, astfel încât terenurile să nu fie folosite ca speculă. Chiar eu, zice ministru, am fost la Bruxelles și am discutat pe tema proiectului. Comisia Europeană s-a referit la limitările introduse în primă fază și a spus așa Nu suntem împotriva unor restricții cu o condiție. Să fie înscrise niște obiective prioritare ale statului membru. Deși eu am transmis datele probleme, proiectul adoptat în final nu mai avea condițiile propuse inițial. Pentru că au venit niște șmecherași și au zis, bă, dar noi deja am bătut palma cu ea, cu ea, cu ea, cu ea.” Aia trebuie să cumpere. Le-am zis că băgăm legea mânc cu sufletul. Deja mi-au băgat comisionul. Ce vreți să faceți? Și au plecat aceste condiții la mama dracului. Când râdeau ăștia și ziceau că Orban e dictator în Ungaria, că și-au băgat terenul agricol ca moștenire națională în Constituție, bă, câțiva mai deștepți o ar trebui să ne uităm cu patru ochi la ce face ăsta în Ungaria, să facem și noi că el. Nu, domnule, ăla e ungur, lasă-l. Nu, nu, ăla e dictator. Da? Acum, în Ungaria toate terenurile sunt lucrate în numai ai lor. Au început băieții se miște cu agricultura. Uită-te când mergi în supermarketuri, mai ales dacă ești Ardelean sau Bănățan sau Bucovinean, e mai aproape, du-te în marketurile Ungurești și vezi câte produse străine găsești. Sub 10%. Sub 10%, da? Mergem mai departe. Capital .ro întrebat dacă se mai poate reveni asupra acestei decizii cu vânzarea terenurilor către străini, ministrul a spus că ar fi cazul să rea discuția pe tema vânzărilor de terenuri către străini. Irimescu a mai spus că nu ai voie să interzici, dar poți să pui niște condiții care să împiedice astfel de tranzacții. Și dă exemplu concret. Știu un europarlamentar din Germania care a vrut să cumpere teren în Franța, dar i s-a refuzat pe tema unor convenții pe care le-a impus statul fiecare își protejează pământul, bă. Numai noi ne dăm mare cu Mihai Vitează, cu Ștefan cel Mare, cu domnitorii noștri, care cum s-au luptat și dăi. Și cum am stat noi stabilă turcilor și am apărat Europa pe când Europa, scrofa, își făcea catedrale. Și acum, vinde-mă tot, mă, vinde de mă să mă pe Ștefan cel Mare, hai mă, lasă-mă cu și ăștia. Dar în manuale te învață pe de-o parte că ăia mari, uite, așa aveau burta, ca să nu zic altceva, și realitatea îți arată că ăștia vând tot, Tot. Și ca să-ți arăt efectele. Agrointel.ro și citez. Dacă firma în cauză are chef să dea o dezmințire sau un punct de vedere, îl aștept aici. Cităm. Fostul șef al Direcției Sanitar Veterinare Suceava dezvăluie. Brânzica de dorna românească doar cu numele este făcută în Polonia. Și dăm citatul Exact, tupă. Petrea Petre un cunoscut medic veterinar din județul Suceava și totodată directorul Direcției Sanitar Veterinare din acest județ, a intrat duminică în direct la emisiunea Viața Satului de pe TVR1 și a făcut o dezvăluire ce nu lasă loc de nicio interpretare privind soarta produselor din lapte românesc. Și îl citează agrointel.ro Am ajuns acum, de în bazinul Dornelor nu mai este nicio fabrică de lapte și vine cu brânzica de Dorna din Polonia. Deci toată zona Dorna nu mai are nici o fabricuță de lapte, nu se mai fabrică nicio o brânzică din România, vine brânzică din Polonia. Asistentul meu a plecat în Polonia și a învățat pe ea să facă brânză și acum vine brânză cu marca la Dorna și se vinde în toți munții Dornelor. A declarat cunoscutul medic veterinar din Suceava. Specialistul apreciază că efectul importurilor masive se vede în scăderea efectivilor de animale și îl citează iar este un dezastru pentru viitorul muntelui și în județul Suceava și în România. Dacă în Suceava acum trei ani erau 180.000 de bovine, în prezent efectivul a scăzut la 150.000, iar în următorii ani nu vom mai avea nimic. Felicitări guvernanților sau cum să mai numesc ăștia. Da, ca să știți, tată, și vă arăt încă o poză, v-am mai arătat-o. Da? Fo. Amestec de legume ardelenesc, țara de origine, Polonia. O vezi acolo? Scrie frumos. N-am nimic cu schimburile comerciale. Suntem în Uniunea Europeană. N-am nimic cu libera circulație a mărfurilor, a cetățenilor și asta. Dar, tată, fiecare țară, când a intrat în Uniunea Europeană, și-a pus niște limite în care economia să se miște decent. Fiecare țară și-a pus problema. Ce conserv? Ce pot să conserv eu din patrimoniul meu agricol, cultural, arhitectural, etc., etc., etc. Și au venit oamenii și au zis, bă, trebuie să punem niște condiții, pentru că noi nu avem aceleași condiții, de exemplu, de creditare ca agricultorii din vest. Un, agric -un fermier din vest, un țaran din vest ia credit. 1% sau 0% pentru investiții în agricultură, ai noștri au în euro 6-7 anii trecuți, 10-11-14% dobândă pe an. Acolo statul vine și dacă vrei să faci o chestie, te ține ca pe palme. Aici statul român și dacă îți deschizi o gogoșerie cu făină de la Socrata, îți bagă în prima săptămână 5 controle. Și din aia 5 controle, cel puțin 3 se lasă cu amenzi. Despre realitățile astea vorbim, tată. Ăsta e statul român. Degeaba stai tu și sudui că l-am văzut, iar m-am uitat la Luc Plus și l-am văzut pe Germa și m-am enervat. Enervează-te, dar enervează-te cu folos. Du-te și când votează, ardeți una peste mână, mămăliga e de mână, că de 26 de ani și mâinile mele și mâinile tale, numai gogoșerii au votat. Dă publicitate, că dacă suduim, nu-i bine. Vedeți banii? Câte valoare credeți că au? În România foarte puține. În România foarte puține pentru că toți banii ăștia pleacă la ăla care face cartofi în Chile, la ăla care face pulpele de pui în Brazilia, tată, în Bahia, care este stat brazilian. De acolo primim o grămadă de pulpe de pui. Le importăm, că noi nu mai avem pui în curte. De la pleacă pe în Spania, pe laia la cu roșiile, pleacă în Turcia la castraveți, pleacă în Polonia la cărniță sau la nu știu ce produs ardelenesc, pleacă la brânzică tot în Polonia. Despre asta e vorba, tată. de a banii de acolo pe care i-ați văzut n-au nicio valoare. Pentru că nu rămân aici. Prea puțin merg ca să iei brânză românească, pătrunjel românesc. Uite bă că primim ustroi din China. Importăm ustroi din China. Și dacă am fi o națiune de oameni proști, ai zice, bă, suntem proști. No, Ne-au lăsat Dumnezeu pe în istorie, asta este. Nu, tată. Este un studiu al Băncii Mondiale. Și în studiul al Băncii Mondiale, o să vă arăt, o să vă aduc eu în zile viitoare și cartea, faină, încă n-am gătat de citit. În studiul al, zice așa, o mulțime de oameni competenți care pleacă din țările subdezvoltate câștigă de obicei de cinci ori mai mult în țările dezvoltate în care emigrează. Adică, dacă eu sunt aici profesor de matematică, îmi dă stat 1200 de lei. Cât să nu râdă, de fapt râd, și gunoierii râd de 1200 de lei. Da? Dacă mă duc într-un stat civilizat, acolo primesc undeva la 2500 de euro, 3500 de euro. De ce? Pentru că la zice, tată, resursa umană este cea mai importantă. Mașini, toată lumea știe să facă. Grapă, toată lumea știe să facă să culeagă portocale, toată lumea știe. Dar să ai un traseu în care să-ți educi creierul, să reacționeze la stimulii civilizației. Tu, profesor de matematică, bă, o trebuie să înveți suma o stată, Tu, profesor de literatură, păi, îl ai la degetul mic pe Esenin sau pe Dostoevski sau pe Faulkner. Da? Tu, profesor de biologie, înțelegi un întreg mecanism al vieții. Deci tu ești resursa umană numărul unu. La noi, lasă mă aia. Tu, medic, Aici, lasă-i acolo să mă începită cu iaurt și în ultimile zile să ia bani de la părinți. Împrumut, evident. În statele europene, nu România, România nu e europeană încă la, în domeniul ăsta, da acolo n-au grija banilor. Pentru că statul are grija lor. Ce faci tu, domnul medic? Eu salvez oameni de la moarte. Oamenii sunt foarte importanți pentru mine de la stat. Oamenii plătesc și de aici te plătesc și pe tine. Și te plătesc bine. Și îți dau un exemplu. Am luat de pe B1 TV. Știre externe. Un român care folosește o metodă originală de predare a fost ales profesorul anului în Olanda. Are 34 de ani, tată. Și îți dau citatul exact. Un român de 34 de ani a fost ales profesorul anului în Olanda de un juriu format din studenți și specialiști în educație. Alexandru Iosu i-a impresionat pe olandez prin metoda sa originală de predare. Acesta folosește jocurile în timpul cursurilor pentru a le explica studenților săi noțiuni complexe de inginerie și informatică. O bună educație presupune inovație. Lumea are nevoie de absolvenți gata de lucru chiar acum, spune profesorul. Alexandru spune că nu a plecat din țară pentru bani. În profesia lui se câștigă bine oriunde, însă în România se lovise de corupția endemică de o societate în ale cărei valori nu se mai regăsea. Totuși nu exclude că într-o zi să se întoarcă în țară. Despre asta comitată. Ați văzut vreo dezbatere la televizor despre chestia asta? Ați văzut vreo dezbatere în care se pună că sunt, bă, sunt televiziuni mai mari, cu mai mare audiență tată decât ce fac eu aici. Sunt specialiști, nu ca în Cluj, că Clujul îi dă în provincie, Clujul, Iașu, Timișoara, Astea, Constanța, dă în provincie. Acolo, tată, la bucale unde te calci pe picioare prin ministere cu dața specialiști. Emil Constantinescu că avea 15.000, bă. Și nu vorbim nimeni. De ce oare românul de 34 de ani poate folosi într-o țară dezvoltată o metodă originală recunoscută până acolo unde profesorul anului în Olanda ai ajuns? Și în România, dacă faci chestia asta, vine de la inspectoratul, nu? De obicei de 180 de ani și începe, bă băiatul, uh în primul rând, tu n-ai adeziune la partid, da? Tu ești mecher, 34 de ani, generație de rahat, da? Adică știu că nu-i mai voie să bas copiii, dar pe vremea mea cu nuielușa se făcea, bă, educ. Ce faci mai aici? de a nu putea sta omul ăsta în România. Pentru că sunt niște dinozauri, ca Tyrannosaurus Rex, știi? Giganotozaurus. Care încă din 1115 sunt aici stau și fac educație. Despre asta nu se vorbește niciodată la televizor. Doamne, lasă, generația asta, atâtă pe telefon, atâtă ziua ai pe, nu știu ce, pe calculator, dragă, unde mai putem înțelege cu ei? Nu te mai poți înțelege cu ei pentru că toată viața ta a fost un fel de SMS pe care l ai trimis lor. Noapte bună, copile! Spune ei la măta că îți cu niște colegi la bere. Zâi că, nu știu, sunt la coafor. Da? Asta-s adevărurile. Dacă vrei, poți să mă studii. Mie oricum mi se rupe la 16 metri în față. Pentru că eu spun ce cred eu că trebuie spus. Restul. Mai are stat de că aveți Nelson Mondial și o grămadă de, de cocalari pe toate televiziunile. Ăia sunt. Marile modele, tată. Alează valorile. Numai că eu îmi permis să nu cred în ele. Și îmi permit chestia asta ca o aroganță identitară de care am nevoie ca să mă spăl. Cum fac duș pe afară, așa fac duș pe dinăuntru. Asta nu înseamnă că Occidentul este rai. Să ne înțelegem. Occidentalii, marea majoritate când vin la noi, sunt impresionați de simplitatea oamenilor, oamenilor simpli. Că zic, bă, așa cum însă ăștia, da, e adevărat, stai după căruță la 10 km pe oră, mai auzi un hămăi de câine când stai la pensiune, dar ne place că noi din anii 70 nu prea le mai avem. Mă, Ma, când mânci o, de -a, o carne de aia de porc, o ceafă de aia de porc la grătar, bă, chiar are gust. Deci nu are nimic, niciun pic de plastic în el. Ori, ei ar trebui să scadă și noi ar trebui să creștem ca să ne întâlnim pe la mijloc. Și în chestiile astea, chestiile astea sunt valabile și în cele mai spurcate știri. Și o să-ți arăt acum. Ai văzut că este o dezbatere, s o creat dezbatere pe Facebook, o sărită-ți, vai, ce s-a întâmplat cu, cu acea familie Bodnariu. Domnule, în Norvegia, le-au luat cinci copii, ce se întâmplă? Și am zis, bă, hai să nu sărim ca muta la pendulă, nu? Hai să vedem întâi ce avem de învățat. Și am văzut o chestiune, după ce au trecut primul val de emoție, în republica.ro. Mirela Oprea semnează un articol. Bă, ar fi cazul să gândim un pic la ce scrie. Norvegia a fost prima țară din lume care a introdus o lege a copilului. Era anul 1900. Prin comparație, în jurul anului 1900, noi românii eram ocupați cu pregătirea și implementarea răscoalei țărănești de la 907 care a fost înfrântă de guvern prin uciderea unei părți a populației rurale. Motivul oficial pentru introducerea legii copilului în Norvegia de către guvern a fost legat de o preocupare a statului cu privire la protejarea copiilor față de efectele sărăciei și violenței domestice. Cele mai vizibile cazuri în care autoritățile norvegene de protecție a copilului au intrat în coliziune cu familiile nemulțumite de acțiunile lor au implicat familii de imigranți una dintre acestea fiind și familia Bodnariu. Conform legii copilului, toți copiii care trăiesc în Norvegia au dreptul să fie tratați conform standardului norvegian. Ia auz. Iar n-ați auzit de chestiile astea pe la televiziune? Că noi nu avem numai televiziuni centrale. Nu, centrale. Ia să vedem mai încolo. În România, Țara în care peste 60% dintre părinți consideră că bătaia este o metodă legitimă de educație, copiii sunt duși la cerciți sau bătuți crunt și nimeni nu întreabă dacă mai pot să duc o astfel de viață. Trăim în țara în care de curând am avut o adevărată epidemie de sinucideri în rândul copiilor plasați în grija statului. Sânge nevinovat de care eu, scrie Mirela Oprea, ca cetățean român sunt pătată, pentru că acest sistem funcționează din taxele pe care eu le plătesc. În aceste condiții poate o să vă surprindă, însă eu aș vrea ca finlandezii să poftească și pe la noi. Dintre două rele, mi se pare clar care e răul cel mai mic. Ba mai mult, mi-aș dori să văd proteste similare și pentru copiii români care sunt bătuți zilnic, trimis la cercit, forțați să se prostitueze sau să muncească, etc. Aș vrea să văd un protest în fața guvernului României pentru starea deplorabilă în care se află copiii din România unde 50% dintre copii, mai ales cei de la țară, sunt la risc de sărăcie și marginalizare socială. Asta, ca să ne fie tuturor foarte clar, înseamnă că nu merg la școală, că se culcă flămânzi, că n-au haine de iarnă, că sunt exploatați de către cei care ar trebui să-i îngrijească și așa mai departe. Bă, dacă cel puțin ne-a pus un pic pe gânduri chestia asta, e ok. Pentru că Ți-am zis, nici dincolo nu-i raitată. De aici să dărâmă iadul pe noi. Du-te prin centrele orașelor mari. Uită-te, acum nu-i mai lasă că vin ăștia și le iau copiii. Uită-te cum stau o grămadă de femei tinere cu copii de câteva luni în brațe și cu încă unul de fustă. Dă și mie să iau un litru de lapte. Dă și mie să iau o pâine le dai. Că nu poți să accepti ca un copil să rab de foame. Îi dai și dacă jumate din gând îți fuge la o sticlă de vodcă pe care nu știu ce părinte o să o cumpere. Dai, dai. Dar băi, din toată ecuația asta, din toată imaginea asta pe care ți-am dat în ultimele 10 secunde, lipsește statul român. Atunci eu prefer un stat norvegian. Nu așa deritos cum e acum, dar măcar să pună lucrurile la punct. Măcar să-l învețe pe copilul ăla că nu-i născut ca să cerșească sau să rab de foame. Atât. În rest, unde aș tăia eu nasul, mai ales țărilor scandinave, este la ritoșenia, ciufutoșenia asta. De parcă ăștia fac România de la la Z, Scandinavia de la la Z, în care vin băieții și fac legi mai mult pentru stat, nu pentru copii. Am primit acum un mesaj pe tema asta, o să vi-l dau mâine. Vreau să-l pun pe ecran. Adică ce nu iau în calcul ăia de la protecția copilului din Norvegia, din țările scandinave, e că e de 10 ori mai mare trauma sau de 1000 de ori mai mare trauma unei palme la fund cu care eu nici n-am practicat-o, nici nu sunt de acord, decât smulgerea unui copil din propria familie. Și aici ar trebui noi să ne ridicăm iarăși, ei să mai lase nasul jos. Și cumva, găsit un echilibru. Pentru că vreau să vă arăt și altă parte. Eu ți-am zis, nu-mi nu permit luxul obiectivității. Eu nu sunt obiectiv. Eu vorbesc pe emoțiile pe care le am, pe principiile pe care le am pe opiniile pe care le-am. Nu mă interesează să vă arăt, eu nu-s mai catereza la fazele astea. Dacă am de spus de cineva, i-am zis și cu asta basta. Dar vreau să vă arăt, și nu ca lux al obiectivității, ci ca ciufutoșenie a mea, împotriva ciufutoșeniei lor, ăsta este, ce vedeți voi aici, în Suedia, e un marș pro-homosexualitate. Și-o scos copiii de la grădiniță Să-i ducă la marșul ăsta Să spună, vai ce frumos, ce luminos Viitorul luminos, li se celor nu știu care Da? N-am nicio problemă Sub pătura lui fiecare face ce vrea Ești hetero sau homo, nu-i treaba mea Eu am nevastă copii Doamne, că sănătoși Însă să scoți copiii Și să-i dresezi Pe niște principii Oricum străine lor eu pun pariu că nu a apucat ăștia să joace de-a mama și de-a tata ca să nu zic de un fichi-fichi. Înțelegi? Și ei ca să ce? dă -i. dă de acolo, că nu mă enervează și sudul și iară să scoboară sfințe și mă sună fericiții. Înțelegi? Deci aici ai lipsa de măsură. Cum e lipsa de măsură la ultrafericiții noștri, e lipsa de măsură la ultraguvernanții lor totul să fie un fel de paradis în care dacă ești diferit trăiești bine. Domnul, m-am născut cu trei degete sau poate doar cu unul, dar n-am voie să-l arăt. O, sunteți erou național al Scandinaviei. Domnul, sunt un om normal. La șase mă trezesc, la șapte la fabrică, fac o mie de șaibe, la patru să acasă, cină cu copii, poate un film. A, tu ești un nimeni în drumă. Tu ești un tip normal. Nu, cu tine nu avem ce. Tu ești un prost. Dar dacă ești diferit, dacă te-ai fi născut fără ureche, sau ai fi avut ambele ureche așa, și nasul așa, și gura așa, și ochelari invers, tată, păi Europa scădea la picioare, bă. Diversitatea e numai pentru ea diferit, nu, numai, nu și pentru aia care merg la lucru la 6 dimineața, înțelegi? Deci în Europa, ca să, ca să, o duci bine, trebuie să fii total diferit, cu filetul pe stânga, sau să fii șef de sindicat, tată, dar dacă se poate la aeroportul sau la feroviar. Că de alifică. Da? Ne întoarcem la România. Ne întoarcem la România ca să nu ne stresăm foarte mult, să zicem, acolo acum Germania o arăta că acolo i iadul și aici eraiu. Nu. E la fel de prost. Cred că mă caută cineva, mai colegi, dacă ați merge voi din regie, bine ar fi. E la fel de prost sistemul pentru că ce face statul ăla norvegian în exagerările lui, Fac la noi boctării, tată, să-ți arăt. Mihaela, Mihaela Ela, din Târgu Mureș. Azi, un tată singur, cu un copil cu handicap în mașină, încerca să parcheze la spitalul județean unde avea programare pentru vestita comisie de verificare a gradului de handicap. Pândarii polițiști n-au așteptat să vadă intențiile omului și au sărit pe el pentru intenția de parcare în loc interzis. Degeaba omul a încercat să spună ceva, l-au escortat până în 7 noiembrie, în un cartier din Târgu Mureș, la primul loc de parcare disponibil să-l amendeze. Copilul omului, un băiețel de 5 ani, cu retar mental ușor și handicap locomotor, se sperie de străini și situații neobișnite, motiv pentru care, pentru care tatălui a ieșit din mașină și s-a dus la el în mașina poliției. Încă un motiv de amendă. Plus că omul a fost și îmbrâncit de polițiști pe motiv că n-avea voie să iasă din mașină. Nici n-au vrut să audă explicația omului, ci au scris tacticos două amenzi și au reținut permisul. Copilul avea programare la ora 8.30, polițiștii au terminat de scris amenziile după ora 9.30. Adică, bă, despre ce vorbim? Despre ce dracu vorbim în țara asta? Despre care drag de țară vorbim noi în șmecheriile astea? Bă, ăștia sunt tentate. Vă place? Au ajuns bactării. O să vă spun și cei cine e șeful poliției locale pe acolo. Da? Un um, fost uh, de la din serii, trimis disciplinar prin țară și a ajuns la Maroșvașarhei. Și acolo, vatra românească a luat pe un evișto, prietenii din copilărie, Borat, Ioi Borat, Roman Borat. Că nu vă zic mai mult. Îi fac eu un CV cât de curând în emisiunile astea. Despre asta e vorba dată. Despre două sisteme. Unul hipercorect. Hipercorect Hiper corect înseamnă greșit. Există în gramatică hipercorectitudinea gramaticală. Știi? Mai sunt unul care zic stomacologie. Că ei cred că e cu stomacul. De fapt e stomato. Cu tâi de la tântălău. Știi? Un sistem hipercorect, deci greșit, scandinav, cu un sistem ultra prost, deci greșit, românesc. În care vine milițianul și zice, ce faci, mă? Domnul, cu copilul la Comisia de Handicap. Te-am belit. Nu? Îți place România asta? Mie nu. Eu de România asta m-am săturat. Dacă vrei, poți să scrii și la Cenează. M-am l pe german că de România. De România asta m-am săturat ca. N-am voie să zic că e cu minorități. E muma asta. Știi? Ca de mere pădurețe. Ca de pere mă durețe. Mai departe. Să-ți dau și un exemplu. De la că Românie care chiar merită să în care merită să investești. Cel puțin sentimental, că nu-ți cer bani. Un tată din Sibiu își crește singur cele cinci fete recuperate dintr-un orfelinat. Nu mă pot mișca de lângă ele, tot ce fac, pentru ele fac. Ar fi fain să citești povestea în adevăr un local de Sibiu, să vezi ce înseamnă familie, tată. Date fetele la orfelinat de celălalt părinte și recuperate după aia de un om care, până la urmă, e cioban, știi? Dar ciobanul ăla are un suflet cât un berbec și ca un berbec. Nu s-o lăsa până și-o recupera fetele. Și n-aș vrea să considere nimeni poza asta jignitoare, mai că de ce o dai pe TV, pentru că, de fapt, e o poză care poate să, poate să salveze toată răpănoșenia în care se scaldă țara asta. Între timp, vin politicienii, tată. Ăia n-au vreme de drame. Ăia din drame își fac afișe, bă, electorale. Uite, tată! Toarșul Bușoi. Spirit tânăr. Noua politică, noua generație. A venit noua generație să ne facă politică. Și-a venit în sufletul lui de Bușoi să-și facă și el o conferință de presă la București. București trezește-te. Asta e după sloganul lui Băse. Cu România trezește când o câștigat al doilea mandat. și au băgat aici cu trămurul unde au murit vreo 11.000 și drama de la colectiv, unde au murit vreo 60 de oameni. Și să o poziționa el acolo, erect, ca să le spună tuturor, tuturor, da? V a spus ghilimele, despre muncă și viață, despre cum trebuie făcut. Des... Bă, cât de rânced poate să fie un partid care să accepte că există un membru simplu, nu vorbim de candidatul prezuntiv la primăria Capitalei României, și să accepte ca membru ăla, membru tată, organul, să-și permită astfel de chestiuni. Și vine acolo ca și cum te-ar servi la masă, știți, aș vrea să fac, aș vrea să dreg, aș vrea să, să, să înfulecăm și noi ceva, un oșcior. Bă. Te-ai simțit bine acolo, bușoi, tată? Noua generație, ce simți bine? Te simțăși bine? Sau ne simtem bine? Ești frumos. Dă-i poza, ma dă poza, mare să-l vadă toată lumea. Bușoi de, dă la PNL. dă în PNL. Bă, chestiile astea nu se fac, tată. Astea nu se fac pentru că... Bă, mă sperii. Nu mai indignesc. că de indignat de mulți ani. Dar mă sperie. Pe mine mă sperie următorul lucru. Faptul că așa cum generația lui tata l-o privi pe Ceaușescu ca fiind nemuritor, domnule Ceaușescu nu mai moare niciodată și dacă moare își lasă dinastia. lasă pe fiul sau Nicușor sau Valentin sau Zoie sau nu știu cine. Așa cum tata credea că e nemuritor și generația mea o să creadă că ăștia sunt nemuritori. Am scăpat de generația lui Iescu. Nici gând. O, erau mici copii, tată, pe lângă ăștia. O, mai fezandau acolo chestii, se mai descurcau cu un post, cu o șmecherie, cu o numire. -alți, rad toți. Toți sunt puși pe ras. Frezat, tuns. Și atunci mă sperii, tată. Mă sperii pentru că, bă, cu 26 de ani. În 26 de ani, Polonia a ajuns la aproape 800 de euro salariu mediu și Polonia a avut 40 de miliarde de dolari datorii. Ca să poată să scape cât de cât cu un ochi din rahat, i-au tăiat jumătate din datorii. Le-au mai rămas 20 de miliarde. Polonia astăzi n -ave, atunci n-avea niciun kilometru de autostradă, vai de mama lor. Vodcă, vodcă, sistemul la pământ. Astăzi au salariul de aproape 800 de euro mediu. Cum am avea noi 3500 mediu. Ungurii au 750 de euro mediu. De slovaci nu vă mai zic că ajung aproape la 1000 de euro. Cehii sunt occident-occident. De Slovenia nu prea se vorbește pentru că deja au depășit salariul mediu al Franței. Croația și ea într-o poziție foarte faină. S-au rugat ăștia la Uniunea Europeană să intre acum 2 ani în Uniunea Europeană. Meni în Croația totul este impecabil. Muntenegru care nu e în Uniunea Europeană și stai acolo și te simți ca în rai. Numai la noi nu s-a mișcat nimic. Pentru că noi n-am fost în stare să mișcăm trăznile ar alea pe care scrie votat. Niciodată. Niciodată. Ba, ba, l-am ales pe Iliescu că soarele răsare, Iliescu apare. După am ales la Constantinescu că îți vine cu ea 15.000 de specialiști și face nu știu ce. Și după a în securitatea. După a venit iarăși Liescu, după a venit Băse și noi tot timpul am avut câte un scandal de la în care cum să te duci tu la lucru să faci o mie de șaibe când uite ce breaking news-uri faine sunt la televizor. Na, uite uite și pe Udrea sau pe ailaltă. Androneasca sau pe nu știu care. Am stat atât cu ochii beliți la televizor și cu ochii beliți la televizor nu faci decât pf, dacă trage curentul, faci o otită, în rest, maxim porți ochelarii. Dar la lucru nu poți să meri. Că deja am la lucru și făcând șaibe, povestești despre ăia pe care ai votat. Și numai că povestești, mai pui și pasiune. Și când ești de la lucru, îi trage la ălui de pe partidul ăla alt, îi tragi una din fundul greginii, de nu mai vine două zile la lucru, că trebuie să meargă la medic. Ăștia suntem, bă, dacă vreți, mă puteți sudui. Eu chiar vreau să vă enervați. Așa de tare să vă enervați, încât în loc de 8 ore la lucru să stați 10. În loc de o mie de șaibe, două mii să faceți. În loc de o emisiune pe zi, eu să fac, enervat fiind la fel, că fac parte tot de, la, de acolo din lângă voi, două emisiuni pe zi. Ok? Despre asta e vorba tată. Asta, în mod normal, ar trebui să numească România. Până atunci, nu se numește nicicum. Până atunci, băieți, nu uitați că la noi hârtiile astea n-au nicio valoare. Poate mă sună Isărescu să spună, ce ai făcut mă cu moneda națională? Și eu o să-i spun, eu? Isărescu, Mugurel, tată, tu ce ai făcut cu moneda națională? Sio, pa, să-și bem și papru. să bem și apă.